Am o deosebită plăcere să vă prezint noul antrenor principal și manager general care se va ocupa de toată activitatea sportivă în cadrul clubului Steaua, în persoana domnului Ilie Dumitrescu. Cu această ocazie îi oferim și un tricou. E oficial, Steaua are antrenor pe Ilie Dumitrescu. După ce a fost prezentat ca președinte la palat de către Gigi Becali, Helmut Ducadeam a fugit repede în Ghencea să-l numească în funcție pe noul tehnician al Stelei. Și când am semnat pentru Tottenham Hotspur, n-am avut atât asistență și veneam după un campionat mondial reușit, zic eu, atât pentru mine cât și pentru echipa națională. Viața se rezervă multe surprize și am avut una foarte mare. Dar mă bucur că sunt astăzi în fața dumneavoastră, alături de Ilie Dumitrescu și în cadrul acestui club care m-a format ca jucător și ca om. Ilie Dumitrescu a ținut să explice care va fi statutul său la Steaua și ce obiectiv are în Ghencea. Nu sunt angajat, sunt colaborator, am venit să ajut echipa, sunt dator acestui club și voi face tot ce-mi stă în putință să fac performanță pentru Steaua. Și repet, pentru mine, obiectivul principal este câștigarea campionatului.